Salutări de la Milești Mici! Din Moldova, suntem la una dintre cele mai mari crame de vinuri din Republica Moldova, cei mai mari producători de vin din Moldova. Și are cea mai mare colecție de vinuri din lume. Da, Milești Mici deține recordul Guinness din 2007 pentru cea mai mare colecție de sticle de vin din lume. Mai mult de 2 milioane de sticle de vin și știu că următoarea colecție, ca și număr, este una din Franța, dacă nu mă înșel, care are în jur de 300 și ceva de mii de sticle, adică mult, mult mai puțin decât ei. Și da, este impresionant, ai o colecție de 2 milioane de sticle de vin, impresionant. Ei au și niște tuneluri foarte, foarte mari. Da, lungi, adică, în total de 200 de kilometri, aproximativ, da. Peste 200 de kilometri de tuneluri. Da, pe sub pământ. Dar folosite sunt doar 55, cam așa. 50-55 de kilometri de tuneluri sunt folosite în prezent de ei. Și da, se întind pe o suprafață destul de mare aici, în zona Milești Mici. Și au o adâncime de aproximativ 80 de metri. Da, este cel mai adânc punct. Cel mai adânc punct este de 80 de metri, da? Dar ele, adâncimea este cuprinsă între 30 și 80 de metri. Între 30 și 80 de metri. Practic ei sunt la același nivel sub pământ, doar că zona este foarte deluroasă și diferă adâncimea în funcție de suprafață. De dealuri. Da. Și punctul de suprafață. Da. Ce să vă mai spunem, temperatura acolo este constantă, între 12 și 14 grade Celsius și o umiditate între 90 și 95. Da. Cam așa. Și aici avem clasicile fântâni cu vin. Este unul cu vin roșu, roze aici și în partea cealaltă mai avem unul cu vin alb. Sunt spectaculoase, deci chiar arată foarte. Nu știu dacă e bine. Nu cred că poți să bei din el, nu cred că e indicat. Nu, pentru că este colorant și așa mai departe. Este apă. Și la exterior și praf și așa mai. Dar arată foarte fain. Deci chiar mi-au plăcut la nebunie de când le-am văzut. Da, sunt impresionante. Trece un avion pe deasupra, nu? Da, cred că este aeroportul aproape. Noi o să facem acum un tur cu ghid. O să intrăm înăuntru cu un trenuleț electric, deci am văzut ceea ce este un mare plus, spre deosebire de unde a fost ultima dată la Salina, la Slănic. La Slănic, da. Unde intrai cu microbusele pe motorină. Da. Da, o să facem un tur, durează cam o oră, avem și o degustare de vin și prețul nu mai știu exact cât este. Cred că undeva la în jur de... A plătit prietenul nostru, Luis. Turul va fi un pic o combinație de engleză și română, pentru că el nu înțelege română și am ales turul în engleză. Da, o să vedem, poate pe parcurs o să vorbim, o să vă mai traducem noi sau o să mai vorbească ghidul. Poate pune și un pic de traducere, subtitrare, vedem. Da. Și ne-am mutat și la fântâna cu vin alb. Înainte să mergem... E bine să iau așa, să iau un pahar și să-l beau. Arată foarte drăguț. Da, parcă îți plouă în gură când te uiți la vinul ăsta. Da, exact, se face și sete așa și poftă. Da. Și o să mergem să facem turul, dar hai să venim și la fântâna cu vin alb. Și prețul biletului a fost undeva în jur de 80 de lei românești. 80-85 de lei, cam așa pe acolo. De persoană. De persoană, da. O să intrăm cu trenulețul, o să avem ghid, o să primim și o sticlă de vin la sfârșit. Deci cred că o să merită, o să vedem. Da. Cu siguranță, indiferent cum ar fi, n-are cum să nu fie frumos. Se merită, adică e o experiență unică, să vii la crama cu cea mai mare colecție de vinuri din lume. Sigur o să fie foarte interesant. Eu chiar sunt curios să văd sticlele așa așezate în... Prăfuite, da, și așezate în rastelurile acelea. Și tuneluri întregi cu colecții de vinuri. Și butoaie, poate. Și butoaie, da. Da, nu știu cum o să arate, vedem. Vedem. Așa că haideți cu noi să vizităm colecția de vinuri de la Milești Mici. Haideți! Acesta este trenulețul cu care vom merge, mașinuța. Interesantă. Da. Cred că vom fi singuri, că nu mai văd pe nimeni în jur. Și... suntem și aproape de ora în care am făcut rezervarea turului.
am ajuns la fix. Da, am alergat un pic, nu știu cum facem, de suntem mereu pe ultima 100 de metri. Stai. Yeah, welcome to the city of Mainz. We are going to travel about 5 kilometers using this train. We are going to have 3 stops on the way, actually 4 if you count the wine shop at the end as well. The first station will be near to a wine waterfall. The second station will be near to the collection of bottles of wine that I was telling you that it's the biggest in the world. And the third station will be the tasting room. And the fourth one already the wine shop. So for now, enjoy the views. This is a huge gallery. Not all of the barrels are containing wine anymore, I want to tell you. So many of them are actually empty. Sănătate! Sănătate! Ce problemă, domnule? Nu se pot să vă mătate. So when somebody is missing, we are telling them that they are going to become drunk today. this is what we say around here. It's a sign. It's a good sign. In this case, you can see that all of those galleries, they have names of wines or of grapes. So this one is the Street Petasca, which, of course, in the past we were keeping the wine Petasca in those barrels, in those adjacent barrels. So let's start with the beginning, the origin of the wine cellar. Basically, all of the tunnels have been constructed starting from the year 1960 as a stone mine. Stone extracted here is limestone, calcar. Which was used in constructions. In 1969, authorities have decided to start using this place also as a wine cellar because the temperature of the galleries is always constant between 12 and 14 degrees Celsius, constant again throughout the year, and with a high humidity of around 85%. From 1969, this place started to become what it is now, a wine cellar, a huge wine cellar. They used to bring wine from different parts of Moldova for maturating here in our barrels, and this was considered to be a high quality wine storage basically, and it was being used in order to maturate the best wines that were being asked for this sent to Russia for export. We can stop here for pictures if you want to. Yes, this is the waterfall of wine. You can take pictures in there and you can drink something. Okay. And this is deci am ajuns la o fântână de vin, așa spun ei. This is one of the cutting tools for the stone in the past. For the limestone. Basically, when they were cutting limestone, they were using such machines that were having metal wheels to cut the stone like in parallel, horizontally. Yeah. Those bricks that were extracted from here were being sent to Chișinău for constructions. I want to give you some numbers to give you an idea about how much wine Moldova was producing in the past. So in the Soviet era, Moldova was known as the country of wine. It still is the country of wine, like one of the biggest producers of wine. And considering that it's so small country, basically it's quite impressive. Moldova is making more than 1 billion liters of wine per year, as far as I remember. Și produc mai mult de 1 miliard de litri pe an. Asta Moldova, deci cu totul, da. La producție a țării, face mai mult de 1 miliard de litri pe an. In the past, Moldovan's production was providing about half of all of the consumption of wine of the Soviet Union. Mm-hmm. One out of two bottles of normal wine and one out of three bottles of sparkling wine produced in the Soviet Union and consumed was coming from Moldovan grapes. Deci Moldova furniza jumătate din consumul de vin din Republica Sovietică. Uniunea Sovietică, da. Și de asemenea o parte din Polonia. Și o parte din Polonia, da. Generally the wines were being produced a total of about 200,000 hectares of grapes, vineyards. 200,000 hectares means 2,000 square kilometers, or about 7% of the surface area of the country was covered with grapes in the past. Today the number of hectares with grapes is about 150,000 hectares. So basically it's like 25-30% less. We still make about we still produce a lot of wine, much more than the need of the
local population, and of course the wine is still sent somewhere else, not in Moldova. In the past, the wines were being sold in Russia, for example, but today the wines from Moldova are being sold especially in the European Union, and especially in Romania, in Poland, in Germany. And yes, Romania actually makes a lot of wine by itself, but they actually make much, so actually like two times much more wine than Moldova. But the population of Romania is like seven times more than Moldova, so of course the consumption is also much bigger. So they need to to import a lot of wine. Compared to Moldova, they need to export a lot of wine. The oldest bottles would be what, from the 70s? Yes, actually from the 70s. We used to have some wines left from the 1960s as well, like oldest were from the 1960-69 period. But we don't have them anymore, as I know. Today the oldest wine is from 73. Deci cel mai vin de aici este din 1973. Not necessarily the wine made here. It's the wine made here in Moldova as a general place. And it was just stored here for many years. And we have some few bottles from that period. Dar în butoanele acestea avem vin? Sunt toate? Uitați la culoarea butoiului de ce culoare aveți. Da, nu? Nu? Să nu arată lemn bun pentru ceva în el. Și de asemenea, butoarele sunt deformate. S-a umplit, s-a ascuns, lemnul uscat și s-a... E clar că nu mai ține frica în ele. So, și vă stați asking about if we keep clean. Deci o ușă jos acolo prin care intră cineva înăuntru ca să curețe butoiul. Da, exact. Deci ca să poată să sufere butoiul, practic, după ce se golea, ne foloseam acolo sus, pe care butoare gaură deasupra, unde se pune prana. Și acolo noi scoatem, punem vinul sau scoatem afară cu pompele, cu futonele și după care cineva intră acolo, edisește mai întâi butoiul vreo zi, ca să iasă toți aburii aceia de alcool și intră. This is the wine from 87, it is still good. Aici sunt 87 care sunt încă buni și, da, de obicei, majoritatea vinurilor țin între 10 și 15 ani, dar maxim 10-15 ani, dar sunt și vinuri care poate să țină 50 de ani. Sau 100, sau 100, 150 de ani, chiar mai mult. Deci data anul roadei, număr de sticle ținute în acest spațiu, name of the wine, numele vinului, casa, căsuță. Da, da. Așa și numărul 2, deci so the name of the castle, of the space. Yes, și ce facem în spațiul acesta? Sunt o casa vinului și șase locuitorii. Ce tare, da. Și aici avem 1224 de sticle. Un cartier de sticle. Da, aici o să avem 1224 de sticle. Avem lângă 78 de sticle. Ele nu sunt de aceeași mărime. Da, da, sunt diferite, da. Mărime diferite. Iată, vedeam aici un certificat de la Guinness World Records. We see a certificate from Guinness World Records. In 2005, we got certificated for the biggest collection of bottles of wine in the world. The year where we appeared for the first time in Guinness was 2007, in fact. We still have the record. We still didn't lose it and we don't want to do that. Deci aici este certificatul recordului Guinness World Records pentru cea mai mare colecție de sticle de vinuri din lume. Cred chiar aici, deci 1,5 de sticle, asta este numărul cu care ne-am intrat în Guinness, efectiv. Da. Deși numărul real era chiar de 2 milioane pe atunci. Am înțeles. Am lăsat o marjă de jumătate de milion ca rezervă, ca am înțeles. Potențial de a ne recertifica în cazul în care pierdem recordul. Uh-huh. Speram să nu se întâmplă asta, dar oricum. Dar oricum, următoarea colecție ca mărime este mult mai mică. Nu cunosc exact câte sticle au ei, din câte cunosc ar putea să ne ia recordul și că i-au depus documente la Guinness ca să se certifice și ei. Nu știu sigur ce colecție au ei, cât de mare este, n-am văzut niciodată cu totul, dar știu că și ei au colecție mare. Nu este un lucru ușor să ai așa o colecție uriașă de sticle de vin, trebuie să ai multe condiții de păstrare, trebuie să ai cum să le valorifici pentru că îl faci ca să-l bei și trebuie să-l bei. Da, normal, nu doar să-l ții ca să... Sigur că da, ca să le ții acolo de frumos. Să ai un record. Pentru că costă foarte mulți bani să faci o asemenea colecție. Ai nevoie de vin bun, ai nevoie de sticlă, de calitate de top, la fel de bun din Portugalia. Sau în Moldova, în Vermut, mai după, totul din nou, după bătă. Deci, cel mai vechi vin? Acolo sus, cel mai...
Sunt 12 sticle, da? Nu, 32, ok. Nu cuim acel pașaport la fiecare sticlă vândută, să știți. Am înțeles. Acolo se o sticlă atunci când se vinde cea de la magazin. Acum am mai sunt 24 doar rămase. 24, ok. Mai sunt 24 rămase? 24 sticle. 1700 de euro sticlă. 1700 de euro sticlă, da. După interesează și ceva, așa de un vin, așa un vin vechi pentru o ocazie sau ca investiție de vin, nu se poate. Se comprează la noi de la magazin. Celelalte vinuri sunt mult mai accesibile ca preț, deci în general prețurile sunt, se învârt între 20-40 de euro o sticlă. Deci, de exemplu, cel de aici de jos, roșu de Bilești Mici din 87, costă 30 de euro. 29 chiar. De 29 de euro, 590 de lei moldovenești. Deci învârtim la 4 pentru roni și învârtim la 20 pentru euro. Da. Cum e destul de ok pentru o sticlă de vin de 30, deci 30 și ceva de ani, 35 de ani. Deci, în general, cele mai multe vinuri sunt în cantități mari. Noi avem mai multe crescute pe același vin. Da. Sunt câteva cu cantități foarte mici de vin. Câteva 10 de sticlă sau 100 de sticlă la prețuri foarte mari. Da. Este de la umiditate. Da. Da, s-a produs condens și din cauza condensului un pic a apărut și mucegai din pe unele dintre ele sau praf s-a lipit mai repede de sticle. Da. Se produce condens. Deci este camera degustătorilor de vin. Da. La fiecare între 35 ani, deci noi chemăm ca o comisie de sommelier care degustă o sticlă din fiecare căsă în parte. Oho. 1300 de sticle în total, timp de 3 luni de zile. 1300 sticle. 1300 de sticle. Hai acolo pe undeva, 1300 și ceva. Poate mai multe, poate mai puține, depinde, pentru că sunt unele căsute din care prima sticlă poate să fie una rea. Da. Se poate. Din vari motive se poate că o sticlă să crape. Sau da. Dopul sau ceva. Și iau a doua sticlă atunci. Pe a doua dată consultă, dar a doua dată să fie neapărat bună. Astfel, în cazul în care și a doua e rea, trebuie să fie ceva problemă. Tot lotul respectiv de sticle, poate. Sau ce, și de ce, poate, poate dopul n-a fost de calitate potrivită sau ceva. Și trebuie să investigăm pe urmă. Și, mă rog, se poate întâmpla să... Să fie distrus o căsă întreagă, din câte cunosc eu. Se poate întâmpla. Până acum nu s-a întâmplat încă, dar cine știe. Da. Au ceva de băut. Au ceva de băut. Deci noi luăm câte o singură sticlă din căsuță, deci nu mai multe. Da, dar 1300 de sticle. Da, vă spun, în 3 luni de zile durează. 3 luni de zile. In the 1980s, Moldova and the entire Soviet Union have passed through a prohibition by... The prohibition was started by Mihail Gorbachev, 85. This prohibition was meant to make people drink less, to lower the consumption of alcohol in order to increase the world productivity from the entire Soviet Union. So they started this campaign for example, destroying vineyards from Moldova to make less wine in general, and also closing factories of wine. And they have imposed a system in Russia that was similar to the system in Romania with cartels, like cartele, with coupons. They were getting coupons. Oh yeah, like so in Romania they were allowed to buy food. So in Romania they were allowed to buy food with the coupon. Tickete, like a ticket. Like food vouchers. Yeah, food vouchers. Yes, is better. In Russia, they were allowed to buy alcohol with those vouchers, for example. So you were limited to buy only a certain amount of alcohol, not as much as you want to. This is why the sales of wine and the vodka from the Soviet Union have actually decreased a lot. But strangely enough, the consumption didn't decrease because most people were buying it. Behind the making it at home, maybe. Yeah. So this affected Milishny Mich. So this wine seller was selling all of the wine in Russia, or most of it in Russia, in specialized wine shops. And we were not really able to do that anymore in this period. So basically, all of the barrels were full of wine. We even had. So this collection was already existing in that period. We are already having bottles of wine from the 1970s, 1980s. And in order to keep them safe, because it was the possibility that they could be confiscated, we have taken the decision to hide them away in a secret room. The secret room is basically here. It didn't work like this in the beginning, I wanted to tell you. It didn't have wheels or something like this. It was just like a simple wall. Which are all owned by the winery. And aici avem ascunzătoarea.
vinurilor. Deci, practic, tot ce e acolo în spatele acestei porți este partea patrimoniului cultural al țării, al Moldovei. From being confiscated. Plus de vânzare, nu. Da. Și aici tot ce se află după este colecția personală a Moldovei. Și au plecat în statul să le ascund, să le țin acolo. Da, da, foarte ingenioasă. Foarte ingenioasă poarta. Al Moldovei. Da. Drăguț. La poarta în sine a fost făcută ceva mai recent, cu anii 90 din câte cunosc, dar înainte vreme era un zid ceva. Uh-huh. Nu l-am văzut cu ochii mei cum arăta. Da, și sunt niște roți aici. Are motor electric. Alex? Poarta e făcută din piatră, seamănă cu... Vremurile pe noi nu ne afectează, suntem la adâncime mare, suntem în acest mal masiv de calcar, de piatră și pe noi vremurile practic nu ne afectează deloc. Da. Dar, practic, dacă ar fi la suprafața pământului, s-ar putea simți acolo destul de bine, cu temurul. Acolo este sol, acolo este altfel. Atenție la capră, da, și la camere. Parvan. Asta mi-e stat mult fel, dar nu cunosc de ce nu îmi prinde. A, merge acum. Așa. Dar spune să iei multe piatră, e vârful dealului ar trebui să fie în zona asta. Ne aflăm la 80 de metri sub pământ în momentul acesta, cea mai adâncă... Punct al galeriilor. Cel mai adânc punct, da. Deci al galeriilor. Se poate, mai mult sau puțin drept prin deal și de aceea, efectiv, noi nu coborâm sau urcăm mult, dar suntem pe substrata pământului care ea urcă și coboară destul de mult. Acolo mai găsim și câteva sticle de vin spumant. Colecția de aici este veche de aproximativ 30 de ani. Nu o licență pentru a produce așa ceva, dar este un experiment făcut pe metoda franceză. Și da, este un vin spumant. Au spus că nu l-au testat încă, deci nu știu cum... dacă este reușită sau nu. Dar interesant oricum. Au încercat un experiment de genul și chiar dacă nu au licența, au aici câteva sticle experimentale. Probabil că într-o bună zi o să le desfacă, dar... Evident. Aici este colecția, sunt de fapt colecții private. Costă în jur de 500 de euro pe an să închiriezi spațiul aici, să ții vinurile și sunt vinuri cumpărate de la ei sau șapte din altă parte, probabil. Interesant. Da, oameni și din România care își țin vinurile aici. Colecționari. Green, white and red. They are repainting the bell. Două tone jumate. Arată foarte bine sala. Sala se cu partea stângă. Se sală zile de trei. Da, drăguț. Da. Mulțumesc. Aici este un pic mai cald. Așa, da. Avem harta galeriilor, dacă vreți să o vedeți și acolo. Acum suntem aici, sala mare. Am înțeles. Harta e destul de veche, are 30 de ani vechime, gândesc eu. Noi în anii 90 făcută. Noi, practic, doar zona aceasta am vizitat-o. Mai sunt galerii de goane pe care noi le folosim, care în total ajung până la 200 de km lungime, continuă încoace spre sud, cum ar veni. Și încolo către vest. Ajung în zona asta pe sub un orășel de matătire numit de Aloveni, din orășelul acela, și încoace ajung pe sub satul cu același nume, Mileștimeci, cum este și vânăria. Deci sunt folosiți aproximativ 50 de kilometri? Se pare de genul ăsta, da. De tuneluri. Nu. 18 hectare, ca și suprafață. Așa de să vă invit și aici la doua, e pentru invadere.
cine îl dorește? Who wants the first glass of wine? Ok, so first. You're the oldest, so you have to be the first one. Mm-hmm. Ok, so let me help you. Ajutăm cu robinetul. Da, cred că se deschid niște uși. Așa apar. Ce drăguț! Foarte fain. Da. So every single room is like something special like this. Să punem paharul înapoi în copac. Okay. Și aici avem un restaurant ascuns. Da? Arată foarte frumos. The main one. Ah, și putem servi și masa aici sau trebuie să facem rezervare? Sala de degustare. Să aveam paharele puse pentru grupele de astăzi. Ce frumos. S-au pus paharele deja pe masă pentru a pregăti un pic de lucruri de înainte. Pe timp de venit, nu vreau să accesi any of your food you want to do. Ce frumos. Mysteries are scientific Tomb Raider. Deci, și că pe timpul verii e plin tot aici. Da, e frumos. Și asta arată bine. Homework. Mulțumim. Și am primit de o sticlă de vin spumant. Moldova semi-dry. Mirește aici. Ce frumos. Vin spumant alb. Da, mulțumim. Da, mulțumim mult. Da. Da, este vin spumant alb de misei, dacă nu mă înșel, dar i-a trebuit pe spate. Deci are eticheta în engleză și pe spate are aici are și o mică parte pusă pentru limba coreană, pentru că noi avem export foarte mult în Asia, mai este în China, dar și în Corea sau Japonia și pentru ei avem etichete un pic diferite. Ce Eliza scrie în cartea de oaspeți. Da, 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 foarte important, nu faci acolo o amintire sau ceva și când veți reveni, poate în viitor, veți căuta cartea aceasta și veți găsi. Da. Se notă și veți aduce aminte că, măi, am fost eu atunci în 2023. Pe 26-a sau 27-a de azi. 27. Deci butoile astea din lateral nu mai sunt folosite, sunt doar de prezentare. Și acum o să mergem la magazinul de suveniruri. Deci ai ieșit chiar pe magazin, deci vă dăm frumos un lucrat mic între ani. Da, mulțumim mult! Mulțumim mult! Da, mulțumim! Mulțumim, sigur! Mi-a părut bine! Mulțumim! Just perfect! Bye! Zi bună! Bye! La revedere! Intrăm în magazinul de vinuri. Ai cald și bine! Oh, m-am speriat de acest gol! How many liters is it? Like 10? 5. Oh, 10, I think. Da, și aici avem vinuri pe care putem să le cumpărăm. Să vedem dacă alegem și noi o sticlă de vin. Avem, de exemplu, din 2019 undeva la 4,50 € sau 90 de lei sticla. Acesta este vin roșu sec, fetească neagră. Avem rozeul de milești mici undeva la... Ia să vedem dacă îi găsim prețul. Nu are afișat, dar cred că este la fel, că toate de aici văd că au prețul de 90 de lei. 90 de lei moldovenești. 90 de, corect. 90 de lei moldovenești sau 4,5 €. Asta înseamnă undeva la 20 de lei. 21, 22, nu? 22, 23 de lei. Da. Deci este chiar un preț bun. Să vedem ce vin alegem și noi. Magazinul este destul de mare, deci avem de unde alege.
pricepere să avem, să alegem cel mai potrivit vin, că aici cred că avem de toate tipurile. Da, mai sunt prețuri de 175 de lei, lei moldovenești. Tot ce este aici este în lei moldovenești, deci trebuie să împărțim undeva la 4 ca să ajungem la lei... Da, undeva la 48 de lei sunt astea, 45 la lei românești, la RON. Da, astea sunt vinuri mai, din ce în ce mai scumpe și mai vechi. Avem aici vinurile mai vechi de colecție, din 1986 la 800 de lei, adică undeva la 200 de lei. Nu? Da. Le RON. Nu este chiar atât de mult. Având în vedere că este un vin atât de vechi. Am mai văd aici niște produse cosmetice. Cremă hidratantă. Cremă de corp. Cremă de mâini, apă micelară, mai văzut spray pentru pieptănare ușoară și o apă micelară. Pe lângă vinul spumant pe care ne l-au oferit de la tur, mai deci să mai luăm o sticlă de vin vintage din 2009, de aproape 14 ani, purpuriu de purcar se numește, un vin roșu sec, să vedem cum este. Da, suntem curioși. Avem și vinuri mult mai vechi, din 86, 90, doar la 200 de lei românești, adică 40 de euro. Da, pentru colecționarii de vin, da, se merită, da. Am dat 9 euro jumate. Da. Aproape 50 de lei. 50 de lei, cam așa. Da. Aici sunt niște medalii. Da, probabil obținute de ei, de lungul anilor. Da, frumos. Și de corp lui Guinness. Deci... Salut din nou, tocmai ce am terminat turul. Da. Turul durează undeva la 50 de minute, ceea ce a părut că a fost foarte rapid, adică a simțit că a zburat timpul. A zburat timpul, da. N-am apucat să ne bucurăm foarte mult de el, dar a fost interesant. Este impresionant ce vedem aici la Milești Mici, colecția de vinuri și tunelurile acelea pe care am mers. Da. E, nu știu, mă așteptam să fie uimitoare, dar mi-a depășit un pic așteptările. Da, a fost frumos, chiar frumos. Da, și chiar se merită să vii să le vizitezi. Dacă nu ați făcut-o până acum, vă recomandăm să veniți să le vizitați. Cu siguranță. Și, da, nu știu dacă o să mai venim încă o dată aici, probabil că o să vizităm alte crame dacă mai ajungem în Moldova, da, Cricova sau altele. Sunt și altele de văzut. Da. Per total a fost ok, ni s-a părut doar că a zburat timpul foarte repede, n-am apucat să ne bucurăm prea mult de el, de tur. Ar trebui, cred că, 2-3 ore să te bucuri din plin, dar... Stai așa, să te uiți, să citești totul, să iei la pas. Să iei la pas, exact. Da. Fiind cu... cu ghidul a fost ghidul. Totul așa pe repede înainte. Hai și acolo, hai și acolo, fac, fac. Un pic așa din toate. Dar chiar am simțit că a fost ok. Și... da. O să încheiem video-ul aici. Acum noi ne îndreptăm către o altă destinație de aici, din Republica Moldova. O să vedeți în video următor unde. Și apoi o luăm spre casă, spre București. Și da, mulțumim încă o dată pentru vizionare. Mulțumim! Vă așteptăm în comentarii dacă ați fost sau dacă aveți de gând să ajungeți la cramele Milești Mici sau în Moldova. Și vă așteptăm cu un like, un subscribe. Ne ajută foarte mult, fiind la început. Și mulțumim încă o dată pentru vizionare și ne vedem în video următor. Thank you.
La revedere, miliști mici!